Și romane care pun accentul pe construcție, pe jocul textual. Și sigur sunt și romane care fac sinteză între cele două proceduri. De ce v-am spus aceste două lucruri? Pentru că citind romanul lui Dorin David, am văzut că este, am înțeles, așa l-am înțeles eu, că este un roman de tip ca un joc Lego, așa că tot am văzut jocuri pe aici, în care compus din diferite piese care se pot compune oarecum aleatoriu, dacă vreți, fără ca romanul să-și piardă sensul. Acum, un critic literar, ceea ce eu nu sunt decât într-o mică măsură, trebuie să fie foarte supărat atunci când autorul îi taie încă din subtitlu posibilitățile de analiză. Adică temele romanului sunt deja enunțate din subtitlu. Deci iubirea, lupta, durerea și speranța. Da? Este un roman construit în jurul acestor patru piloni, având un roman care nu este foarte substanțial ca dimensiuni, dar este suficient de concentrat și având un mare număr de personaje pentru dimensiunile lui, un grup de prietene, mă scuzați, răceala nu trece repede, un grup de prietene cărora le urmărește într-un mod extrem de subtil destinele. Și cu ocazia asta construiește și un fel de geografie, mergând din Siria până în Brașov, din New York până la Zurich, la București, în noaptea dezastrului de la Colectiv și așa mai departe. Deci este o rapiditate, e un roman de mare dinamism, construit pe tehnica, combinația asta între piesele componente. E așezată, piesele se împin între ele după tehnica contrastului.